Botoșani Cluj. Hankic presează Djokovic acolo. Înaintea rundei, pe primul loc al clasamentului, va reveni acolo la capătul acestei întâlniri. Dar i-am remarcat repunerea foarte lungă. În prima repriză a aruncat din marginea careului de 16 metri dincolo de centrul terenului. Excelentă. Meciul dintre cele două echipe la Cluj în mai 2015. Feridican era pe banca CFR-ul. Întoarce Rodriguez. Balonul pentru Hankic. Mai puțin de 6 minute până la pauză. Eduard Florescu acum. Ca să spun că are potențial și are valoare. Are calități care recomandă. Da. Da, drept de joc în Europa. Da, acum Botoșanul e pe loc de... S-a acordat probabil în opinia sa prea ușor această lovitură liberă. Hankic. Degajarea acestuia foarte precisă. Pe... Caută cea mai bună variantă. Trimite la colțul lung. Sare acolo Lucasen cu Hankic. Nici o problemă pentru portarul austriac. De Andrezli care îl driblează. Centrarea lui Andrezli. Iese Hankic și reține. De meciul cu Gazmetan Mediaș. Cornerul bătut de Eric, tăiat, iese Hankic, priză foarte bună. Incredibil, dar să vedem această pasă pentru Tănase la prima intervenție. Pentru Vadim Rață, Rață în adâncime pentru Ivancic. Este excelent Hankic și blochează la picioarele atacantului Chindiei. Portman a câștigat fostul jucător al Astrei din nou. Beru Iordache primește de la vână, centrare pentru Coman și scoate. Foarte, foarte frumos a scos de la colțul scurt. Bună, bună de centrarea lui Beru. Goluri în prima liga României acum. Șansă pentru George Gana. Scoate Hankic. Și acest lucru i-a permis, iată, să se întindă și să blocheze, să lucezi un gol. Să vedem Florinel Coman, șutul lui Coman în scurt și scoate Hankic. Minge grea. Se aștepta însă Hankic. Vedem că a rămas pe centrul porții. Atacul CFR-ului are prin planul, poate strecura Rondon, ocazie mare, Rondon în continuare scoate pe Hankic și poartă, a doua ocazie mare. În momentul în care a pus o mână, e adevărat, dar insuficient pentru penalti, Hankic și excelent în fața lui. Cu acela Sebastian Mailat față-față cu Brian Mendoza, combinație bună, Golovka, scoate Hankic. Boații reușesc să acceseze jucătorii lui Croitoru, primește Rondon care trage Hankic, reușește să respingă în corner. Destul de aproape de 2-1 CFR Cluj. Da, este Sina Traore pentru Djokovic. Luis Aurelio cu stângul, șut bun. Ce paradă a lui Hankic. Îi salvează echipa, golkeeperul austriac. Cam offside. De la Gazmetan Mediaș centrează Eli pentru Lucasen. Minge așezată pentru continuatei și prinde Hankic. Acolo Florescu, Matei reușește recuperarea. Cosmin Matei și scoate Hankic. Și Hankic a făcut un meci mare astăzi contra viitorului. Super parada portarului austriac. Crețu, din nou Olimpiu Moruțan. Șut cu stângul al lui Moruțan. Prinde spațiul porții. Excelent Hankic. Acțiune bună a lui Olimpiu Moruțan, șut în forță și a intrat în mână Hankic.
Da. Partea oaspeților, Mățan întoarce mingea pentru Artean, care simulează un șut. Artean, vară! Închici reușește să respingă mingea în vară. Da, excelentă intervenția. Vară să fie pregătit pentru această secvență al lui de par. Aurelio, față-nfață cu portarul austriac. Vară! Mai lat, în finală, în Cupa României.